cu Irina Stoian. Avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm dreapta și în stânga, să regretăm că am greșit. România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că ori să-mi crească aripi ascuțite până la nori. Reamăresc, zei din cele două capitale te înalță, te laudă mult. Mi-a fost cândva și mie dor de lucrul sufletului lor. Trebuie să-mi aranjez puțin gravata. Bună seara, dragii mei, bine ne-am reîntâlnit cu dumneavoastră. Sunt așa cam crispat, cam obosit. Am început, deja am pus 4 fire de ceapă, am pus ăsta, arbagicu, în pământ. Și l-am pus invers și mi-a spus un vecin că trebuie să-l pun cu vârful în sus și l-am pus invers și așteptam până la toamnă să iese ciuciu. Dragii mei, în această seară am invitat în fața dumneavoastră o minunată formație, o formație consacrată. Să-mi îndrept cravata, să nu râde lumea de noi. Așa, o formație consacrată cu o doamnă cu o voce superbă, să o ascultați. În cele două ore de emisie. Și aș vrea că niciodată l-am început cu o sârbă de la Gorj, da, pentru că sunteți o formație profesionistă, ca să încântăm sufletele celor care ne privesc. Da. Pandurii mei, deci 1, 2, 3, și... Thank you.
Ce să vă spun sincer, mulți v-ați dori să fiți aici lângă mine, pentru că într-adevăr muzica te trezește la realitate, uiți de toate problemele. Sincer vă spun, mă simt extraordinar cu muzica lângă mine. Și vreau să vă spun că cred că din iunie încolo veți fi pe lângă mine, pe acolo prin comună, să ne mai îmbunați sufletele. Alo? Alo, bună seara, domnul Berger. Sărut mâinile. Și invitați-l dumneavoastră. Serios? Da. Iauzi, ce frumos. Chiar frumos. Au început foarte frumos, cu o sârbă de la Gorj, frumos. Foarte frumos. Exact, de la mama ei. Exact, de la mama ei, da, domnul Berger. Aș vrea să fac și niște dedicații. Vă rog frumos, doamnă. În primul rând pentru soțul meu, Gelu. Gelosul, iaos. Pentru fata mea, Ileana, de la Bumbești, și nepoatele mele, Bianca și Roxana. Da. Pentru băiatul meu, Adi, și nora mea, Cristina. Nora, da. Da, Nora. Pentru Eugenia Gârdu de la Turcinești, da. Și nașa mea, diaconul Silvia de la Târgu Jiu. Da. Și-aș dori ca invitații dumneavoastră care cântau o melodie de ciobănie sau cu dușmanii. Mirosim a bălegar cumva de oaie, ceva? A? Nu. Vrei ceva de bea? Da, ceva. Aveți da, copii? Da. Rămâi în telefon ca să putem să îți satisfacem plăcerea, pentru că clientul nostru este stăpânul nostru. Da, stau pe telefon. Bâroiță la poiană, du-du-du-du-du-du-du-du-du. Până se pregătesc pandurii mei, că aici putem face și repetiție, de nu-i problemă. E o muzică live și se cântă în direct live. Ce să mai... Sunteți gata, pandurii? Da, da. Să nu ne facem de râs, că nu ne mai dă banii. Ia! Voi vede voi bisnei, Doamne, la dușmanii mei, Doamne, la dușmanii mei, dă-le, Doamne, ce vorei, dă-le un car cu patru roate, ia-le mâinile din coate, dă-le care cu patru poi și o mulțime de nevoi. Ia-le ochii amândoi, ia-le ochii amândoi. Fireți-ai
dracu dușmanii. Ce credeați că eu n-am par? Să mă țiu de voi 5 ani cu iască și cu amnări, cu cripitul în buzunari, până voi vedea sărmani, cu cremenă în căciulă, să vă las cu pește-n gură, cu cremenă în căciulă, să vă las cu pește-n gură. Niciodată nu m-am plâns, la nimeni nimic n-am spus, măi. De mi-a fost bine sau rău, m-a știut doar Dumnezeu, măi. Niciodată nu m-am plâns, la nimeni nimic n-am spus, măi. De mi-a fost bine sau rău, a știut doar Dumnezeu, mă. Am făcut din noapte zi și din lacrimi buri. Răul m-a călit în față, lumirele să-i fac față. Am făcut din noapte zi și din lacrimi buri. Răul m-a călit în față, lumirele să-i fac față. Niciodată nu m-am plâns, la nimeni nimic n-am spus, mă. De mi-a fost bine sau rău, m-a știut doar Dumnezeu, mă. Niciodată nu m-am plâns, la nimeni nimic n-am spus, mă. De mi-a fost bine sau rău, m-a știut doar Dumnezeu, mă. Thank you.
inimioara să-mi-o împacă. De necazuri și durere, de dragoste și de șele, nu-mi găsesc unde baleacă, inimioara să-mi-o împacă. Cazuri și durere, de dragoste și de jele. Inimioară, inimioară, ți-aș pune 10 zăvoare. Zăvoare și un lacăt mare, dragoste să-ți dea o goală. Inimioară, inimioară, ți-aș pune 10 zăvoare. Zăvoare și un lacăt mare, dragoste să-ți dea o coală. Superb, superb. Alo? Foarte frumos, le doresc multă sănătate, fericire și tot ce își doresc. Ai stat în telefon atât? Da, da, și să fie și pentru dumneavoastră și pentru toată regia. Să-mi spui și mie când îți vine factura. Da, nimic așa dacă... Las că o împărțim, particip și eu. O împărțim factura. Particip și eu cu o cană de apă acolo. Da, bine, mulțumesc mult de tot. Săruna. Să seară plăcută. Săruna. Oh... Îți dai seama că îți butonează acum la telefoane și doamna a ținut telefonul ocupat, nu se poate, uite, vezi, eram sigur. Bâzei telefoanele, ne jură lumea. Alo? Alo? Alo, să trăiască domnul Leo. Și dumneavoastră. Mă, un prieten de-a lui Matale, dacă mă, mai știi tu. Mă bucur că e prieten. Păi prieten, prieten. Când erai tu director la fabrica de pâine, eu inginer, șef. Puiule, deci este adevărat. Te-am citit imediat, că știam cine e inginerul șef. Puiul! Vulpașul! Cine putea să fie inginer șef? Și eu am, bineînțeles că am fost director, dar doar pentru o zi. Leo! Ne-a prins cu sacul cu tărâță, știi tu treaba. Da, da. Bă, pe la țară și mai urmărești și eu, te urmăresc, da? Urmărești eu până m-a prins, puiule. Leo, te prind cam greu, da, asta este. Vezi că am un prieten care de la Lelești, de la Jean Bașu, care te tot sună, te ține în telefon, Adi, mă. Adi, păi nu știu dacă o fi în picioare? La ora asta nu cred că îl mai țin picioarele, sunt sigur. Leo, mi-am... Cred că e cu Suzeta. Și mi-a zis, bă, puiule, vorbi cu Leo și îl sună, cred că o jumătate de oră. Să-i bravo, mă, și ai lasă, aștepte da, cu telefonul. Da, și bieți oameni, ce să-i fac, mi-e rușine să-l sitiresc. Așa este, așa este. Bine, hai ca să nu lungești și eu să fac ca el. Să n-apuc să te sitiresc. Ia zi-mă, puișor. Bă, Leo, dă-mă și mie pentru vecinii ăștia ai mei de la Ciocadia, de aceea, pentru Tudorică de la Raba. Le dau, mă, le dau cam. Și, da, dă-le, nu te mai căutam buzunar. Și, bă, pentru prietenii noștri care ne mai țin de prieteni, așa că, sunt puțin din ăștia. Prietenia noastră dăinuie de ani, de zile. E, acum, tineretul nu, la tineret nu se mai leagă aceeași prietenie sinceră, care s-a legat între noi de-a lungul anilor. Da, acum da. Doar pe interese. Doar pe interese. Așa este. Când nu mai ești, pa! Pa! Băi, și pentru sorul meu de la Limpești, că mă duc mâine pe la ea. Săraca, să-i transmis că îi fac drumul. Îi faci? Ne ajută Dumnezeu. Băi, te faci puntea, băi, că i-a luat-o apa. Da, da. Și puntea. Și cei mai... Vitregiți da. Acolo. Așa este. Bine, Leo. Păi ce să-i fac? Ia pe la țară, că are casă în oraș. Dacă îi place... Da, dar atât de frumos e la țară, jur. Plângi când te uiți la verdeața asta care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Da. Extraordinar de frumos. Păi și eu fugi la țară, Leo. Deci
Eu nu vreau să plec de pe pământul ăsta până n-aud pe dealuri iar acel hăulit de glas de oameni la muncă. Nu pot să plec. Pentru că terenurile au început să prindă mărăcini. Aha, câte sunt. Deci, îți dai seama. Dacă nu punem mâna pe muncă, da. Binecuvântată fie numele nostru. Binele, cuvântat, pardon. Și, ce să zic, în continuare, numai bine și... Mulțumesc, Puiule. Ne auzim cu bine. Sănătate. Te pup să crești. Sănătate. Da, într-adevăr. Am o remarcă, ia-și telefonul ăsta, te rog frumos, ca să nu se supere omul, să ne jură. Să nu ne jurează. Alo. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Vestine Enela Bianca. Puiule, stai puțin, pentru că băieții mei din regie sunt puțini, știi, să dea puțin la box, să stea ușor, da? Da. Puțin mai tare, copii, că n-aud puiul de om. Mă numesc Vestine Enela Bianca. Da, Biencuța, te ascult. Aș vrea să fac o dedicație pentru familia mea. Cine te-a pus, dragă? Cine te-a pus? Eu. Vreau să fac. Bravo! Bravo! Foarte frumos! Pentru familia Rădulea. Da. Pentru familia Jucătorul. Da. Pentru familia Dumitra. Da. Pentru familia Dănești. Da. Pentru familia Oaie. Oaie? Da. De nu Berbec. Nu. Și da. Bianca? Da. Dacă spui o poezie, ești cea mai dulce ființă. Și așa ești. O strofă dintr-un cântec. Hai și un cântec. Dă-i mai tare sonorul, că nu se aude. Bianca! Stai! Să nu mă înjuri. Hai! La peteana pe-o crângută de tufan. Frumusel măi cântă și că nu l-am auzit vreuna. Cucu! În pădure la peteana pe-o crângută de tufan. Frumusel măi cântă și că nu l-am auzit vreuna. Cucule măi! Glasul tău de l-aș avea. La toată, la toată lumea l-aș da. Bravo, Puiule! Bravo, Bianca! Te aștept aici să te fac vedetă, da? Da. Bravo. Te iubesc. Mai ai ceva de spus? Nu. Știi că mie nu-mi place să ți întrerup telefonul. Că nu mergea o pădure la peșteana. Și să-l mai cânti o dată? Nu. Să ne cânte doamna. Da? Ca da. Să vezi cum se cântă original, da? Da. Te rog, trebuie să-i faceți plăcerea, că dacă nu, îți sparge cauciucurile la mașină. Și pădure la peșteana pe-o crengoță de tufan, frumușel măi cântă cucu, nu l-am auzit vreuna. Și pădure la peșteana pe-o crengoță de tufan, frumușel măi cântă cucu, nu l-am auzit un an. Cuculele, glasul tău de l-aș avea, frățioare, la toată lumea-și cântă. Cuculele, glasul tău de l-aș avea, frățioare, la toată lumea-și cântă.
Casa pădurarului, de acolo privighetoarea a răspuns-o cucului. Mai în sus într-o vâlcea, casa pădurarului, de acolo privighetoarea a răspuns-o cucului. Cuculele, glasul tău de l-aș avea, frățioare, la toată lumea-ș cânta. Cuculele, glasul tău de l-aș avea, frățioare, la toată lumea-ș cânta. Ce mi-am dorit în viață, mi-a dat bunule Dumnezeu. Și bani și viață frumoasă, dar timpul-i dușmanul meu. Tot ce mi-am dorit în viață, mi-a dat bunule Dumnezeu. Și bani și viață frumoasă, dar timpul-i dușmanul meu. Timpul să pot să-l opresc, am încercat să-l plătesc, dar banul n-are valoare, timpul fuge, n-are stare. Timpul să pot să-l opresc, am încercat să-l plătesc, dar banul n-are valoare, timpul fuge, n-are stare. Păsările mă acude și mă pe inima. Nu știu ce-aș putea să-i dă, să-l opresc deasupra mea. Păsările mă acude și mă pe inima. Nu știu ce-aș putea să-i dă, să-l opresc deasupra mea. Timpul să pot să-l opresc, am încercat să-l plătesc, dar banul n-are valoare, timpul fuge, n-are stare. Timpul să pot să-l opresc, am încercat să-l plătesc, dar banul n-are valoare, timpul fuge, n-are stare. Ce face, n-am ce face, trece și-a mea tinereață. Și mi-am pus doamne în gând, s-o duc bine atât cât sunt. Dar ce face, n-am ce face, trece și-a mea tinereață. Și mi-am pus doamne în gând, s-o duc bine atât cât sunt. Timpul să pot să-l opresc, am încercat să-l plătesc, dar banului n-are valoare, timpul fuge, n-are stare. Timpul să pot să-l opresc, am încercat să-l plătesc, dar banului n-are valoare.
frumoasă muzică. Dacă aveam aici un cocoșel din ăla cu botoșei la soare, cu mujdei pe el, cu... A, îmi lasă gura apă. Nu, fără vin, copii. Vinul ține sub masă, nu, dar vede lumea și ce zice, uite mă, stau dracu, nu. De nu. Nu. Ești telefonul ăsta ca să nu râdă lumea de noi. Alo? Alo? Yes. Carla, domnul Blender. Să română? A zis să română? Alo, bună seara. Bună seara. Trăiască domnul Beger. Și dumneavoastră. Aici la familia Cidoiu Nicolae. Cidoiu Nicolae. Vreau să dau ce o de Cuscrea Magdalena. Magdaleno, fii cu minte. Vreau să dau o dedicație băiatului meu, că mâine împlinește o frumoasă vârstă. Ia, și ne chem și pe noi. Și vă chem și pe dumneavoastră. Să mănâncă și gura noastră ceva. Mănâncă și gura noastră. Și cuscrii mei care sunt aici la dumneavoastră, sunt cuscrii mei toți, în afară de acordeonist. Toate cântecile din seara asta sunt pentru băiatul meu, dar aș vrea să faceți noastră pe la cu dușmanii. Serios? Da. De cât să fie? Fără număr, da. Mai spre sfârșit încolo, că acum sunt obosit. Așa obosit, că și eu mă obosesc câteodată. Dă puțin microfonul, ca să poate iese ceva totuși. Da, da. Sormină cu si bemol, ia. Shaw leu Doamne la dușmanii mei, Doamne, dă-le Doamne ce vor ei, mă, dă-le car cu patru boi, ele ochii amândoi, mă. Să iau unul câte unul, să le ajung să treacă drumul, să meargă pe pipăit, să-i sătur de dușmănit. Au, inima rămă doare săracam, lasă-mă să mai trăiesc, pe mândruța s-o iubesc. Gata, atât. Atât, că am invitat care trebuie să se cântă. Și cuscrii mei să trăiască. La să trăiești cuscră. Cuscră, de cât e treaba, ca să știu să... Să-ți băgăm pentru dedicația asta banii pe car. Pe car? Nu pe car. Asta dracu de car. Că zic în car, că la noi la țară cu carul se ia. Darul cu carul. Carul, barul, hai. Hai noroi! Hai noroi! Noroi a zis? Da, să fie noroi. Deci ne-am proșcat cu noroi? Să fie noroi! El, bineînțeles. Ia și telefonul ăsta, după care mă duc să mă culc o țără că s-a obosit. O să ne pregătim să cântăm la mulți ani pentru o doamnă inginer, profesoară. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! De la Prigoria. E, pe noi, bă, cum te-ați reușit, doamnă? Reușit, pe cum să nu? Peste deal, peste câmpii. Peste câmpii, ajunsărăm la Prigoria. Doamne Dumnezeule, uite! Și ne vedeți în carne și oase? Păi te văd, cum să nu te văd? Și sunt la dumneavoastră în casă acum? La televizor. Scoateți-mă, doamnă, afară! Înseamnă că trebuie să scot televizorul afară. Da, doamnă, și vă uitați din bătătură. Păi cum naiba? E întuneric acum. Vă ascult. Da, sunt sora lui Marcela de la Bumbești. I-auzi, că da, vezi. Vă ascult, doamnă. Aș vrea să dau și câteva dedicații. Pentru băieții mei care sunt în Italia. Da. Pentru fetele mele. Ia-o-s. Care sunt plecate și ele, pentru nora mea, pentru ginerele meu, pentru nepoți, pentru familie, pentru soră, pentru cumnat, pentru tot. Da. Pentru dumneavoastră.
să fie sănătoși. Și dacă ar putea, dacă invitați dumneavoastră, o melodie cu străinătatea. Când o pleca în străinătate, o să... Hai să v-am mai rugat odată când a fost ziua fiicei mele, tot o melodie cu străinătatea și n-ați vrut. N-am vrut? Păi n-ai vrut. Sunt al dracu, doamnă. Păi eu știu, nu dar știu. Credeți că dacă o știam, nu, când am... Păi nu, invitați, dar nu. Dar să-mi laudă deci... Invitați. Știți, nici ei nu... Nu știu. Nu le-au, nu le-au pe lumea. Nu. Nu, nu le-au pe ăsta, nu. Altceva. Altceva, orice melodie, dacă nu le-au pe ăsta. Așa, orice. Da. Lasă-mă că... Dacă nu în străinătate, lasă. Merge așa. Merge, merge, merge. Hai, da. Ah. Bine, o seară bună, mulțumesc. Nu ne mai pupăm. Îmi dai cu telefonul în nas. Deci, dragii mei, la această seară minunată de primăvară, când pomii și-au lăsat crengile încărcate de flori spre pământ, ce, vedeți ce, ce expresiv, ce... deja transmit telespectatorii încep să lăcrimeze. Ce cuvinte frumoase da. Le transmite. Da, 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 deci. Am omis ceva. M-ați luat cu muzica asta lăutărească superbă și am omis să vă prezint. Iertați-mă, îmi cer mii de scuze, dragii mei. Lângă mine, frumoasa solistă, prezentați-vă, doamnă dumneavoastră. Gabriela Enoiu. Gabriela Enoiu. Lasă. Lucian Constantin. Iauz. Vasile Enoiu, de la ansamblu Dâneau Gârji. Și porumbelul ăla de acolo. Argint Florian. Argint Florian. Ce ai mai târnafes? Ai, ai probleme de... Ești așa cu trânc. Am ceva la în gât. Ai în gât? Hai, dă-ți peste gură. Și așa nu te mai auzi acum. Doamna Enoiu. Asta este formația dumneavoastră? Da, domnul. Da? Da. Deci gândindu-mă că cei doi cântă la Doina Gorjului. Da. Cei da. Artiști profesioniști. Pioristul, da. Și, soțul și... Și domnul Lucian cu acordeonul. Da, cu acordeonul. Și cel de la morgă, de la orgă? L-am împrumutat, să știți da, că organistul nostru este plecat. E simpatic, dar e, e cam... E foarte drăguț. Are emoții. Unei chestii tot așa, a unor muzicanți... Da, da, fetele să știe că e nensurat. Deci e nensurat și caută, într-adevăr, o mândruță... La 180 de luni. La 180 de luni. 180 de luni? Da. Nu-l mai primește nevasta acasă. E nensurat? Dacă... Retrag cuvintele. Retrag cuvintele. Doamna, ați înregistrat vreun CD până acum? Nu, din păcate. Zâmbelghile din, din pentru nu. Faptul că e prea costisitor albumul. Da, așa e. Este e... costisitor. Am făcut câteva piese și, dar un CD întreg n-am reușit. Nu? Nu. Lasă că poate cu ajutorul Dumnezeu. Și dacă avem credință bună Dumnezeu, poate reușim în viață și Dumnezeu ne le aduce exact când nu ne așteptăm. Așa-i. Ați luat ceva anunț anul ăsta? Care-i tariful? Deci, e, eu... Tariful după om îl facem. Deci, răspund nu-n eu. Sunt. Deci, deci ca idee așa, cam cât ar fi tariful? Deci, unul dintre telespectatori vrea să vă ia la nuntă. Cât e? A. Cât de mult? 2-3.000 de euro. Ei, nu euro. Chiar așa. Dar... Noi cântăm pe lei, nu pe euro. Îi transformăm. 1.500 de euro. 1.500 de euro. 1.500 de euro ce de... Vând, gândindu-mă că vaca, adică carnea de, de, de taur e 4 lei în viu, deci... Vine așa un taur la 400 de kilograme, așa 6... Nu, mă luați după el, n-ascultați ce spune. 16 milioane, 2 tauri, nu. 3 tauri, 4 tauri. Păi vă aștept în curte la mine să vă iau cu parul. Da. Păi
știți, așa aia zicea înainte. Plecă cu vaca. Plecă cu vaca, vină ăștia lăutare să-mi ia vaca din bătătură. Da, dar adevărul e că să vă spun, Dumnezeu n-a hărăzit pe fiecare. Nu oricine poate să facă ce faceți dumneavoastră. Nu oricine. Așa e. Sincer. Mai mult că au ieșit băieții ceilalți și cântă aia. Sunt mai mulți. Să nu se înfricheze oamenii, că dacă vin la noi, sigur nu o să cântă cu suma. Nu, cântă la, vorbește la microfon. Da. Că... Deci dacă o să vină la noi cu așa ceva, să nu se spere. Că asta a fost așa ceva în glumă. Dar, să nu vină cu vacă. Noi din chestie că ceilalți, toate formațiile alea de amatori, da. De amatori normal. Ia mult de tot, ia 2-3 mii de euro și la alea le dă, dar noi le luăm așa. Dar uite, cât ce muzică frumoasă cântați, ce, sincer, adevărata muzică, a început lumea... Mulțumim că vă place și... A început lumea să se îndrepte spre manelele astea nenorocite. Alo! Să trăiți! Și dumneavoastră? Face domnul Berger. Puțin mai tare la boxe sau și o studio copii. Mai tare puteți vorbi? Da, pot. Așa, da, vă ascult. E departe de la Dragotești, vă salută domn Bibi. Bibi, ce faci Bibi? Dintre și eu în casă acum, potolii și eu. Bip. Da? Vreau să dau și o dedicație pentru toate melodiile înseară pentru soția mea, pentru băierul Barac, Marin da. Barac, pentru domnul primar de la Dragotești. Da. Și pentru dumneavoastră. Mulțumesc, Bibi, să ai o seară minunată. Și tare tot la fel, sănătate. Apropo de primari, am observat și am văzut la unde la Plopșorul. Căminul cultural lăsat în paragină. Oare acolo nu există primar? Sau cine îl votează pe acel om? Cultura, dacă nu există într-o comună, într-o comunitate, e inexistentă, comunitatea respectivă. Cultura, tradițiile, îmi pare rău. Dar sper să se trezească lumea. Așa. Aveți copii care cântă? Da, am nepoți. Nepoți care? Copiii nu cântă. Din păcate, vorbiți la microfon. Da, din păcate, fetele n-au moștenit. Am două fete, ne moștenesc nepoții. Am o nepoțică și un nepoțel. Vedeți că, indiferent dacă părinții cântă, bă, dacă Dumnezeu nu vrea ca și copilul să urmeze calea părintelui. Nu, dacă Dumnezeu l-a hrăzit pentru altceva, poate medic, poate să dea cu sapa în picior, poate să, nu, să fie să crească, să facă crescătorie de porci, de animale, de altceva, nu? Deci, nu suntem aruncați cu furca pe pământ. Da, sigur că. Dumnezeu pe fata, pe Alexandra, ne dă un rol. A fost la dumneavoastră. Care, da. Care să-l îndeplinim pe pământul ăsta, cât ne mai ține pe pământ. Că ne-am înrăit ce nu s-a pomenit. Bine, nu noi ne-am înrăit. Sunt niște unii care... care le place să gândească doar la viața lor și atât. Și la grupul lor, așa. Nu se gândesc la majoritate, din păcate. Luați telefonul ăsta, copii. Alo? Bună seara, eu sunt Geta. Bună seara. Doamne Dumnezeule! Geta, ce-i cu tine? Cine te bagă în emisiunea mea să-mi faci emisiunea superbă? Aio! Închide televizorul că ți-l sparg în cap. Nu, domnul Pete. Dă-i încet. Da. Da, sau pentru dumneavoastră, pentru invitații dumneavoastră. Mulțumim. Pentru prietena mea, Claudia, și fata ei, Andra. Da. Pentru nașii mei, Ioana și Fănel, că-i ziua lui nașul mâine, face 53 de ani. Mulțumim înainte, mersi la fel.
Da, da, și pentru domnul Costel Șofăr. Cum? Șofăr, șoferul după microbus. Șoferul? Dar n-aude bărbatul tot și-ți reglează mersul. Nu, dar nu-i gelos. Nu-i gelos? Și pentru el și dau și pentru cumnatele mele, cumnatele mei. Da. Și dau și pentru fata mea. A, ce? Doamna Maria, domn Cornel, doamna Mioara, doamna Silvia. Și domnul doctor și nevastă ta. A, da, da. Dar ești cam veselă, ce ai? Și doamna Negotim și doamna Popescu. M-auzi? Da. Nu? N-ai răspuns corect. M-auzi? Da, domnul Berg. N-ai răspuns corect. Da, m-auzi. M-auzi? Vă aud. Da, da. Da, da. Ai. Ai. Păi, draga mea, dacă tot ai intrat în direct... Ai urmat tratamentul meu? Ce tratament ți-am dat eu data trecută? Salată de dovlet. Și ai mâncat? Ai mâncat? Nu, că nu s-a făcut. Păi și tu cotezi, n-ai nimic. Am găin. Păi și tu în grădină pentru toamnă n-ai făcut nimic, nu ți-a ajuns pentru până în primăvară dovleții. Nu. Eu mă așteptam acum să fi mâncat o dovlete și să te aud cântând. Deci cântă-ne o melodie să ne satisfaci plăcerea. Hai, sunt fetele lui tata. Bă, fata mea, le cânti un an de zile. Altă melodie n-ai învățat. O cânta aia, mai ții minte, mai dragă Maria. Când ne tăvăleam noi doi prin vie. Ma. Da? Altă melodie, care o mai știi? Păi... Am iubit cu adevărat. Un porc care m-a lăsat. Da. Te rog frumos. Play, play. Am iubit cu adevărat. Doi ce m-au înșelat. Oh, mamă. Și de zorul ochilor mai mândrută. Oh. Și noaptea nu mai am somn. Toată noaptea văd în vis ochii mari și luminos. Vreau să tot să-i pot să-i ui, să răstea frumos. Seara când ne-ai întâlneat ca stelele străluce. Și de dorul ochilor mai mândrută. Nici noaptea nu mai am somn. Toată noaptea văd în vis ochii mari și luminos. Vreau să tot să-i pot să-i ui, dar îți prea frumos. Trecem din nou pe Lucernă. Da, da. Ce se întâmplă? Deci dacă data viitoare nu înveți un cântec nou, nu mai intri direct. Le spun la băieți când aude că e geta, pac! Deci, mai intru, domnule! Cu cântec nou, că dacă nu te retezi. Da, da! Am mai învăț, da! Ia să văd dacă știi melodia asta. Să văd dacă știi să răspunzi. Dă mândruțo gura ta. Dă mândruțo gura ta. Nu, tu zici că ți-o dau și eu pe-a mea.
și eu pe a mea. Deci eu zic, eu cer și tu îmi dai. Da. Deci fie dă getuțo gura ta. Dă și dumneavoastră. Da, dumneavoastră. Domnul Verde. Dă getuțo gura ta. Da, și eu ți-o dau pe-a mea. Aia geta, aia. Dă mândruțo ochișorii. Hai, dau și eu pe-a mei. Bravo, geta. Dă-mi getuțo banii tăi. Da, și eu să-i dau pe-ai mei. Bravo, Geta. Ești tare. Deci pentru data viitoare vreau să înveți o melodie nouă, da? Da. Bine, să-ți dea lui o sănătate. Da. Sănătate. Hai să mai cântăm o melodie. O melodie scurtă, după care să luăm o mică publicitate. O melodie instrumentală, ia. Hai, instrumentală. Da. Hai. Nu, nu, nu. Live. Live. După, da, da. Dragii mei, o să luăm o mică pauză, dar nu înainte de a spune, pentru că un telespectator, respectiv Ilie Crăiete de la Lelești, vrea să o cunoască pe Geta, să o ceară în căsătorie. Geta, bucură-te că ai un idol care, ăsta sigur, îți lasă soția pentru tine. Publicitate.